Și bine v-am găsit la un nou video pe canalul meu de YouTube. Astăzi o să facem un video despre ce se află în coșul de paște al lui Eddie. Și de această dată o să facem ce se află în coșul lui Eddie de paște, ce anume o să-i aducă iepurașul în acest an. Sunt curioasă dacă o să-i aducă sau nu să-i aducă. Voi ce ziceți? Ia lăsați un comentariu să vedem dacă o să-i aducă ceva lui Eddie. Oare a fost Eddie cu minte sau n-a fost cu minte? Știu că acest video o să fie urmărit poate și de copii și peste ani o să fie vizionat și de Eddie, așa că toate cadourile au fost aduse de către iepuraș, ca să știe și copilașii și Eddie că toate cadourile sunt aduse de iepuraș de Paști și eu am avut buna voința să le filmez ca să le vadă și el atunci când o să fie mare, dar să știe că toate cadourile au fost aduse de către iepuraș și au fost cumpărate de iepuraș! Mulțumim, iepuraș! Haideți să vă arăt în ce i-a adus iepurașul Eddie cadourile. În acest basket. Pentru că nu a găsit cu iepuraș, i-a luat cu un ursuleț. Pentru că nu a găsit, adică de fapt a găsit, dar a zis că este prea mic și că nu iau loc cadourile. Pentru că el vrea să vină cu acest coșuleț. A fost prea mic pentru a pune toate chestiile, așa că a spus că acesta, Eddie, să-l folosești pentru ouăle care o să le strângi în ziua de Paște. Acesta este un mesaj pe care trebuie să-l transmit lui Eddie, când o să vadă coșuletul. Așa că Eddie este sus în cameră și se joacă. Așa că hai să vedem cine a adus iepurașul, cocolnașul, drăgălașul. Dacă am fost cu mine, dacă n-am fost, bine, Eddie. Wow, i-a adus această cutie cu biscuiți cu unt, pentru că știe că lui Eddie îi plac biscuiții cu unt. Măi, Eddie, tare norocos mai ești. Și ți-a adus și niște crackers. Yummy, yummy, cred că o să iau și de la tine. Și știe că îți plac Finetti Sticks, dar cred că nu a găsit și ți-a luat din acestea roz. Tot cu ciocolată. A văzut că mami mănâncă tot tipul semințe și ți-a adus și ție din acestea miezuri. Pentru că nu știi să faci țâmburii și a zis că mai bine haide să îți aduc din ăștia. Wow! Și ți-am adus și Meal Burger. Unul cu lapte și miere și unul cu lapte cu banană și miere. Măi, Edi, tu chiar ai fost cu minte. Ce? Mă gândeam, făceam un video de mamă, oare ce se aducă lui Eddie de Crăciun? Pentru că el vrea Switch sau ce vrea Eddie? Switch vrei? Și oare ce a mai adus lui Eddie? Ia să vedem noi, să vedem noi ce a mai adus. Wow! Două ciocolate cu lapte. Ia m-a adus un Kinder Bueno. Acum, serios, cui îi place Kinder Bueno? Pui. Mamă, știa că tata îi cumpără pe fiecare zi cu o pungă de ciuput și a adus și iepurașul să-i cumpere tot mici. Mamă, ce iepurai mult! Nu te place PlayStation și a cumpărat și un șocă cu PlayStation. Oh my god! Măi, iepurașule, măi, mă uimești! Pentru că i-a luat toate aceste cadouri, a spus că trebuie să-și învețe și a luat o agendă și un fix pe care să noteze toate dorințele lui și să vedem dacă o să se îndeplinească, dacă o să fie bun la școală și o să ia numai far. Dar să vedem, să vedem. Și i-am mai luat și niște hăinuțe. Uite ce frumoase sunt. Uite, mă, ce frumoase sunt. Cum se gândește iepurașul ăsta la toate alea? Nu pot să-mi dau seama cum se gândește el. Și mie ce mi-a adus? Ia să văd ce mi-a adus și mie. Mi-a adus o cola. Mulțumesc, iepurașule.
Deci cam asta a fost totul pentru astăzi. Vrem să-i mulțumim neapărat iepurașului pentru că a fost atât de darnic cu noi anul acesta și sperăm ca și anul viitor să nu ne uite și să fie alături de noi și să ne trimeată pe fiecare an măcar acolo puțin, nu ne trebuie foarte mult. Așa că vrem să-i mulțumim la iepuraș pentru cadoul pe care ni l-a adus și vrem să-i promitem că o să fim cu minți și că o să ascultăm și că o să învățăm la școală și o să luăm mai note bune și... Cam asta. Vă dorim la toți un Paște fericit, Hristos a înviat și aveți grijă de voi. Pa! Și nu uitați să ne dați subscribe la canalul nostru, să vă abonați și să ne trimiteți și nouă un comentariu cu ce v-a adus vouă iepurașul în acest an!